Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Numeri, capitolul 5, și vom citi de la versetul 11 până la versetul 31. Cartea Numeri, capitolul 5, de la versetul 11. Este un text din care bănuiesc că cei mai mulți n-ați auzit niciodată o predică. E un text greu. E un text care vorbește despre gelozie. Și în dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom uita la subiectul acesta. Sunt chinuit de gelozie. Ce să fac? Textul acesta este însă din legea ceremonială a Vechiului Testament, care a fost împlinită în noua lege a Harului în Iisus Hristos într-o altă formă. Dar pornim de la textul acesta și pe măsură ce îl citim, vă rog să nu aveți reacții de uimire, de nedumerire. Este cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le: dacă păcătuiește nevasta cuiva față de bărbatul ei și este necredincioasă, dacă altul se culcă cu ea și lucrul acesta este ascuns de bărbatul ei, dacă ea s-a pângărit în ascuns, fără să fie vreun martor împotriva ei și fără să fie prins asupra faptului, și dacă bărbatul este apucat de un duh de gelozie și are bănuiele asupra nevestei lui care s-a pângărit, sau dacă este cuprins de un duh de gelozie și are bănuiel asupra nevestei lui care nu s-a pângărit, căci omul acela să-și aducă nevasta la preot și ca dar de mâncare pentru ea să aducă a zecea parte dintr-o efă de floare de făină de orz, să nu toarne un de lemn pe ea și să nu pună tămâie pe ea, căci acesta este un dar de mâncare adus pentru gelozie, un dar de descoperire care descoperă o fără de lege. Preotul să o apropie și să o pună să stea în picioare înaintea Domnului, preotul să ia apă sfântă într-un vas de pământ, să ia țărână de pe podeala cortului și să o pună în apă. Preotul să pună pe femeie să stea în picioare înaintea Domnului, să descopere capul femeii și să-i pună în mâini darul de mâncare adus pentru descoperire, darul de mâncare adus pentru gelozie. Preotul să aibă în mână apele amare, aducătoare de blestem. Preotul să pună pe femeie să jure și să zică: dacă niciun om nu s-a culcat cu tine și dacă fiind sub puterea bărbatului tău nu te-ai abătut de la el ca să te pângărești cu altul, să nu-ți facă niciun rău aceste ape amare, aducătoare de blestem. Dar dacă fiind sub puterea bărbatului tău te-ai abătut de la el și te-ai pângărit și dacă un alt om decât bărbatul tău s-a culcat cu tine, și preotul să pună pe femeie să jure cu jurământ de blestem și să-i zică: Domnul să te facă să ajungi de blestem și de urgie în mijlocul poporului tău, făcând să ți se usuce coapsa și să ți se umfle pântecele și apele acele aducătoare de blestem să intre în măruntaiele tale, ca să facă să ți se umfle pântecele și să ți se usuce coapsa. Și femeia să zică: amin, amin. Preotul să scrie blestemele acestea într-o carte, apoi să le șteargă cu apele cele amare și să dea femeii să bea apele amare aducătoare de blestem, și apele aducătoare de blestem vor intra în ea și îi vor pricinui amărăciunea. Preotul să ia din mâinile femeii darul de mâncare adus pentru gelozie, să lege darul într-o parte și în alta înaintea Domnului și să-l aducă pe altar. Apoi preotul să ia un pumn din darul acesta ca aducere aminte și să-l ardă pe altar. După aceea să le dea femeii să bea apele. După ce îi va da să bea apele, dacă ea s-a pângărit și a fost necredincioasă bărbatului ei, apele aducătoare de blestem vor intra în ea și îi vor pricinui amărăciunea. Pântecele îi se va umfla, coapsa îi se va usca și femeia aceasta va fi de blestem în mijlocul poporului ei. Dar dacă femeia nu s-a pângărit și este curată, va rămâne neatinsă și va avea copii. Aceasta este legea asupra geloziei pentru împrejurarea când o femeie care este sub puterea bărbatului ei se abate și se pângărește. Și pentru împrejurarea când un bărbat apucat de un duh de gelozie are bănuiele asupra nevestei lui.
preotul să o pună să stea în picioare înaintea Domnului și să-i facă întocmai după legea aceasta. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Cu ajutorul lui Dumnezeu a trecut vara, a venit toamna și toamna se numără bobocii. Nu ca pe calea Aradului, ci așa cum au început copiii noștri la școală, la liceul Emanuel, și ne rugăm să-i binecuvinteze Domnul. Și săptămâna următoare așteptăm studenții să vină la Universitatea Emanuel și ne rugăm Domnului pentru toți copiii și pentru toți tinerii bisericii, pentru toți tinerii, pentru toți copiii României și a lumii întregi. Mâna bună a Domnului să fie peste ei. Mesajul din dimineața aceasta se intitulează Sunt chinuit de gelozie. Ce să fac? Două întrebări. Am să vă rog să nu ridicați mâna. Prima întrebare. Ai cunoscut vreo persoană, bărbat sau femeie, băiat sau fată, frământat de gelozie? Ai întâlnit pe cineva frământat de gelozie? A doua întrebare. Tu ai avut asemenea momente sau ai asemenea împrejurări în care ești chinuit de gelozie? Ce să faci? Textul din Numeri, capitolul 5, este din Cartea Legii, din Tora, și legea lui Moise are trei mari compartimente. Este legea morală cuprinsă în cele 10 porunci și apoi este explicată în alte texte de învățătură ale Vechiului Testament ce înseamnă legea, ce înseamnă standardele morale ale lui Dumnezeu, care sunt veșnice. Dumnezeu este sfânt. Sfințească-se numele Lui. Legea Vechiului Testament are o parte socială care a rezolvat problemele care au apărut în societate între oameni. Și are o parte ceremonială care a ținut de modul în care se aduceau jertfele în Vechiul Testament, toate legile ceremoniale de la templu, așa cum i-a învățat Dumnezeu pe copiii lui Israel în legea lui Moise. Legea socială, legea ceremonială, nu se mai regăsesc în forma Vechiului Testament, în Noul Testament, ci ele îmbracă o formă mult, mult mai scumpă, o formă superioară. Legea morală a lui Dumnezeu este aceeași, numai că Domnul Iisus ne ajută să o înțelegem în profunzimea ei. Și în predica de pe munte ne spune, ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. În Vechiul Testament s-a zis să nu prea curvești. Domnul Iisus spune, dar legea aceasta nu se referă doar la actul fizic, ci se referă și la trăirea lăuntrică. Dacă un bărbat s-a uitat la o femeie ca să o poftească în inima lui, acea trăire lăuntrică a poftei este adulter. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi. Dar, spune Domnul Iisus, legea aceasta nu se referă doar la actul fizic de a ucide pe cineva, ci oricine urăște pe fratele său, oricine jignește pe fratele său și îi zice prostule sau nebunule, este un ucigaș. Adică legea morală pe care ne explică Domnul Iisus, trece dincolo de aspectul fizic exterior la trăirea lăuntrică. Când vorbim însă despre legea ceremonială descrisă în capitolul 5 din Cartea Numeri, este o ceremonie specială pe care a instituit-o Dumnezeu în vremea Vechiului Testament, într-o situație extrem de dificilă, delicată. Un bărbat
are bănuieli că soția lui este infidelă. Are bănuieli. Dar n-are dovezi. N-are nicio dovadă, ci doar are bănuieli. Bănuiala poate fi adevărată sau neadevărată. Femeia asupra căreia bărbatul are bănuieli n-are niciun fel de dovezi ca să-și arate nevinovăția. Bărbatul are bănuieli, dar n-are dovezi. Femeia spune că este nevinovată, dar n-are dovezi. Numai că bărbatul este chinuit de un duh de gelozie. Și tensiunea în familie este din ce în ce mai mare și consecințele mai grele. Gelozia are de-a face cu relația dintre persoane care se află în legături speciale. Așa că astăzi, cu ajutorul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, ne vom uita la gelozie, să vedem ce este gelozia, să vedem care sunt manifestările ei, care sunt cauzele geloziei și care este tratamentul, ce să facem. Ne vom uita în lumina Scripturii și folosind și studiile de specialitate pe care ni le aduc înaintea noastră psihologii. Într-o primă definiție, gelozia este sentimentul dureros provocat de bănuiala sau certitudinea că ființa iubită este necredincioasă. Gelozia este un sentiment dureros provocat de bănuiala sau de certitudinea că ființa iubită este necredincioasă. Este un sentiment puternic. Este un sentiment dureros. Este un sentiment chinuitor. Biblia vorbește despre gelozie. Nu este doar textul acesta din Numeri, ci Biblia vorbește despre gelozie și, surprinzător, Biblia ne spune că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Exod, capitolul 20, ne spune lucrul acesta când Domnul Dumnezeu spune: eu sunt singurul Dumnezeu adevărat. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, căci eu sunt un Dumnezeu gelos. Gelozia lui Dumnezeu este o gelozie sfântă. Este dorința lui Dumnezeu ca oamenii cu care a intrat în legământ, ca omul pe care l-a creat după chipul și asemănarea lui, să-i fie credincios și să se închine doar singurului Dumnezeu adevărat. În această relație de legământ, Dumnezeu dorește exclusivitate și totalitate. În această relație, Dumnezeu dorește ca fiecare dintre copiii lui care a intrat în legământ cu el să se închine doar lui Dumnezeu și spune să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta, cu toată ființa ta, în exclusivitate și în totalitate. Apostolul Pavel vorbește despre gelozie în 2 Corinteni, capitolul 11, când spune bisericii din Corint: v-am logodit cu un bărbat. Vorbește despre relația specială a bisericii cu Domnul Iisus Hristos. Și spune apostolul Pavel: sunt gelos pe voi cu o gelozie sfântă
să nu vă duceți după alți Hristoși, să rămâneți doar a lui Hristos. Este această dorință în relația cu Dumnezeu, în totalitate și în exclusivitate, să-i aparținem doar lui Dumnezeu. Și noi spunem, Doamne, dă-ne harul acesta. Ajută-ne să nu umblăm după alți Dumnezei. Ajută-ne să ne avem inima împărțită. Ajută-ne să fim cu totul, totului tot, doar ai Tăi. Când este vorba de relația din familie, este o formă sănătoasă a geloziei în familie, în sensul în care și soțul și soția își dorește ca partenerul de viață să nu aibă alte relații, să nu aibă inima legată de alte persoane, să nu intervină nimeni și nimic în relația specială a legământului de căsătorie. În cartea Osea, în capitolul 3, profetul Osea, așezat de Dumnezeu într-un context în care trebuia să înțeleagă durerea lui Dumnezeu față de necredincioșia poporului Israel în relația cu Dumnezeu. Necredincioșie comparată de Dumnezeu cu adulterul. Îi cere lui Osea, profetul, ceva incredibil. Îi cere să se căsătorească cu o prostituată. Și în capitolul 3, după ce Osea a avut deja prima mare dezamăgire, tragedie în familie, că femeia Gomera cu care s-a căsătorit l-a părăsit și a făcut copii în afara căsătoriei, Dumnezeu îi spune, du-te și ia-o înapoi. Împacă-te cu ea, răscumpără că era deja pe piața prostituției, plătește prețul eliberării ei și ia-o înapoi. Și Osea se duce, o cumpără și spune în capitolul 3, să fii numai a mea. Să nu mai ai niciun altfel de legături. Este dorința aceasta de a avea soțul sau soția într-o relație totală și exclusivă doar cu partenerul de viață. Și noi zicem, Doamne, așa binecuvintează familiile bisericii noastre. Dar, dincolo de aceste aspecte, datorită naturii noastre păcătoase, datorită naturii noastre adamice, sentimentele sfinte pe care Dumnezeu le-a așezat în om la creație au fost pervertite. În pervertirea sentimentelor sfinte, toate sentimentele noastre, toate gândurile noastre, întreaga noastră ființă este atinsă de păcat și poartă cu sine marca, amprenta păcatului. De aceea, și această dorință care a așezat-o Dumnezeu pentru o relație sfântă, curată, în totalitate și în exclusivitate între soț și soție, suferă modificări datorită păcatului. Gelozia are și această formă păcătoasă. Forma păcătoasă a geloziei îmbracă următoarele aspecte. Cu motive sau fără motive? Din bănuială sau din argumente? Dovezi. Soțul sau soția este cuprins de sentimentul acesta chinuitor, dureros, obsedant, că partenerul este necredincios. De cele mai multe ori nu sunt dovezi, sunt bănuieli. Și gelozia îmbracă o formă mocnită. Omul prins de acest duh de gelozie începe să fie chinuit în lăuntru, frământat, dacă totuși soțul meu nu-i cinstit. Dacă soția mea nu-i cinstită.
Și gândurile acestea devin obsesive, obsedante. Frământările acestea sunt acolo și în orice fel de împrejurare. A dat mâna cu cineva, dar de ce a dat mâna? A vorbit și a zâmbit, dar de ce a zâmbit? A dat telefon, dar de ce a dat telefon? S-au întâlnit pe stradă, dar cum de s-au întâlnit tocmai pe stradă? Și încep o serie de frământări și toate aceste lucruri care se întâmplă în mod firesc în viața oamenilor, încep să capete această dimensiune a frământărilor chinuitoare, bănuitori, excesiv de suspicioși. Adună mereu aceste lucruri și le interpretează într-o formă a geloziei, a chinurilor. Dar nu zice nimic, e mognit. Le mognește acolo. Vezi că ceva nu e în regulă și îi întreb, dar ce ai? N-am nimica. Văd că ai ceva, ce ai? Știi tu ce am? Nu știu, spune-mi. Dacă nu știi, nu spun. Și este această mogneală chinuitoare care apasă familia. Apasă partenerul. Persoana se chinuie, pe celălalt îl chinuie. Este a doua formă, este forma cicălitoare a geloziei. Forma aceasta cicălitoare, forma aceasta care pisălogește, îmbracă următoarele aspecte. Cel prins de gelozie începe să-l ia pe celălalt la chestionar, la întrebări. Ia spune-mi tu, cu cine ai mai avut o legătură înainte de căsătorie? Ce prieteni ai avut? Dar numai atât a fost. Și începe să pună presiune, să spună tot. Și spune, dar n-am avut nimic. Nu, mie să-mi spui. Eu nu te cred. Și pune presiune asupra celuilalt să facă mărturisiri. Să facă dezvăluiri. Dar ai fost plecat, dar cu cine te-ai întâlnit? Dar mie să-mi spui tot. Și această presiune este obsedantă și se repetă mereu și mereu și devine extrem de chinuitoare. E forma aceasta agresivă. Mereu se întoarce la acest subiect. Și este o formă patologică, o formă de boală, în care aceste bănuieli îmbracă formele delirante specifice unor tulburări psihice grave, majore. În această formă delirantă, gelozia devine formă de manifestare a bolii. Într-o zi, m-am trezit cu un bărbat de 80 și ceva de ani, prins de un duh de gelozie pe soția lui de 80 de ani. Soția bolnavă la pat, că abia se putea scula de pe pat să meargă până la bucătărie sau la baie. El se ducea să facă și cumpărăturile, să rezolve alte lucruri, dar era chinuit de gândul că soția lui are amant. De aceea și-a luat măsuri ca să o prindă. Înainte de a pleca de acasă, măsura nivelul ciorbei în oală. Avea un băț, măsura nivelul ciorbei în oală și făcea semn pe răboș. Venea acasă și se ducea să măsoare. Numai că de când a măsurat el până când a ajuns să taie, n-a mai știut unde a fost nivelul ciorbei și a tăiat mai sus. Așa că pe când a ajuns acasă, nivelul ciorbei în oală era sub nivelul la care l-a tăiat el pe bățul lui. Aha. Deci, în timp ce eu am fost plecat, i-a venit amantul și i-a dat de mâncare. Număra sarmalele. Și nu ieșea la numărătoare. Punea fire de păr la ușă când pleca. Și când venea acasă,
Se uita să vadă că mai este firul de păr acolo. În mod clar că nu era acolo, că firul de păr cade. Toate astea erau pentru el argumente că soția lui are amant, așa că își lua măsuri să simuleze că pleacă de acasă. Da, dai vicleană, m-a prins că numai mă fac că plec de acasă. Eu transmis să nu vină. La geamuri, în curte, la stradă, punea tot felul de semne să prindă pe unde intră și o chinuia pe beata femeie cu să-i mărturisească cine-i amantul. Și femeia abia ștrăgea suflarea. Într-o zi, s-a dus acasă și plapuma și cuvertura de pe plapumă erau așezate așa în grabă, că s-a ridicat femeia să meargă până la bucătărie. Când a venit, asta e dovada supremă, patul e deranjat. Așa e că e bolnav. Bolnav de gelozie într-o formă delirantă. Toate lucrurile sunt scoase din contextul lor și puse într-un fel de construcție bolnăvicioasă, delirantă. Când am lucrat la spital, am avut o pacientă prinsă de un duc de gelozie și îmi spunea cum își urmărește soțul ca să îl prindă, că îl bănuiește, dar încă nu l-a prins. Și eu întreb, și acum, dacă te-ai internat în spital, ce faci? Că nu mai ai cum să-l urmărești. A, zice, mi-am luat măsuri. Când am plecat de acasă, i-am tăiat spatele la toate cămășile, ca să nu se poată dezbrăca nicăieri, că se face de rușine. Deci a plecat de acasă și a tăiat spatele la toate cămășile. E forma patologică. Dar, indiferent dacă e formă mognită, dacă e forma aceasta presantă, sau dacă e formă patologică, gelozia chinuie și persoana prinsă de duhul de gelozie și pe celălalt. Gelozia este însoțită de accese de nervi, de mânie. Și ne spune Solomon în cartea Proverbe, capitolul 6, versetul 34, căci gelozia înfurie pe un bărbat și n-are milă în ziua răzbunării. Persoana prinsă de gelozie este animată de dorința răzbunării. Și nu sunt puține violențele în familie declanșate de gelozie sau crimele din gelozie. Din nefericire cunosc oameni care și-au omorât soția din duh de gelozie. Atâta a bătut-o până a omorât-o să-i spună cu cine l-a înșelat. E cumplit. Care sunt cauzele? De ce ajung oamenii stăpâniți de duhul acesta de gelozie? Cauzele sunt legate de persoana celui gelos și legate de partener. Sunt cauze împărțite. Când vorbim despre cauzele care duc la gelozie datorită persoanei prinsă de duhul de gelozie, avem de-a face cu experiențe nefericite în copilărie. Copiii care au crescut în case frământate de gelozie. Duhul acesta de gelozie poate fi contagios. Ai avut un tată gelos și te trezești că i-ai preluat comportamentul. Ai avut o mamă geloasă și te trezești că ai aceleași gânduri ca și mama ta. Sau, într-o familie în care ai trăit cu sentimentul că tu n-ai fost atât de iubit ca și ceilalți. Ai fost neglijat. N-ai avut parte de aceeași dragoste. Atenție, familiile în care sunt mai mulți copii. Ați văzut, când se naște primul copil, toată atenția este a lui. Când se naște al doilea copil, atenția se împarte. Și am văzut copii care, după ce se naște al doilea și al treilea,
trăiesc sentimentul acesta că nu mai au tot ce au avut până atunci, că relația specială s-a diluat. Și din copilărie începe să se strecoare acest sentiment că cineva a iubit mai mult decât ești iubit tu. Vă aduceți aminte, fără să ridicați mâna, cei care au crescut în familii cu mai mulți copii, în vremea când mama punea porțiile la fiecare în farfurie și nu era platoul pe masă? Vă aduceți aminte ce se întâmplă? Se uită copiii să vadă dacă nu-i în farfuria celuilalt mai mult decât în farfuria lui sau farfuria ei. Se uită să vadă dacă celălalt nu primește atenții mai mari. Aceste experiențe din copilărie pot să-și pună amprenta pe dezvoltarea psihică. De aceea, atenție la părinți, atenție la bunici, îi iubim pe toți cu aceeași iubire cu care ne iubește Dumnezeu. În familia lui Iacov, Iosif a fost iubit mai mult decât ceilalți. Așa că tata i-a făcut și o haină pestriță, o haină multicoloră. Și în ceilalți s-a declanșat gelozia. Deci din familie, din copilărie pot să apară aceste trăiri dureroase, traumatizante, care urmăresc în timpul vieții și după căsătorie încep să se manifeste în relația din familie. Apoi, o altă cauză este structura psihoemoțională a fiecăruia dintre noi. Așa cum nu arătăm la fel din punct de vedere biologic, așa nu arătăm la fel din punct de vedere psihologic. Fiecare are structura lui. Unii au o structură psihoemoțională mai predispusă la frământări, la cugetări, la interpretări. Unii sunt din structura lor mai bănuitori, mai suspicioși. Asta de vorbă cu oameni la care îi spui o vorbă pe care o spui așa, că este specificul tău. Se uită la tine și te întreabă, dar ce ai vrut să zici? Are impresia că în spatele vorbei tale a fost ceva care îl atacă, îl jignește. Sunt oameni predispuși la această frământare, la această nesiguranță, la această suspiciune și în această predispoziție a lor. Este o predispoziție, zicem noi, premorbidă. Încă nu este boală, dar predispune la boală. E un fond propice pentru instalarea unei boli. Și hrănește această formă de trăire, de manifestare, și în loc să te vindești de ea, o tot alimentezi cu argumente bănuitoare. Și este cealaltă cauză, boala psihică. Sunt boli psihice care au ca formă de manifestare delirul de gelozie. Sunt alte cauze care țin de comportamentul celelalte persoane. Dacă ai un soț cu un comportament ușuratic, frivol, un soț care stă și vorbește ușuratic cu alte femei, este ușuratic, dar nu este infidel, dar e neînțelept. Și tu ești predispus la interpretări în legătură cu comportamentul lui. Neînțelepciunea lui, frivolitatea lui sau frivolitatea ei, alimentează în celălalt acest duh de suspiciune. De aceea, atenție la modul în care ne comportăm. Frați și surori, dragi tineri, toate relațiile noastre trebuie să aibă gardurile potrivite. Regulă. Le spun studenților la teologie. Când vă veți căsători, feriți-vă de orice relații și colaborare cu bărbați care se poartă mai frumos cu soția ta decât cu soția lui.
Atenție, surorilor! Când ai prieteni de familie sau cunoștințe care se poartă mai frumos cu bărbatul tău decât cu bărbatul ei, 10 hotare distanță. Pentru că atunci când cineva micșorează acele distanțe care trebuie să fie între noi, e semn că e alertă. Comportamentul acesta ușuratic, frivol, neînțelept, poate să alimenteze duhul de gelozie. O altă cauză care ține de celălalt este falimente morale în trecut. A avut în trecut comportament nepotrivit, neînțelept, necinstit și comportamentul acela din trecut alimentează suspiciunile din prezent ale partenerului. Lucrurile din trecut trebuie să rezolvate după Biblie. Frați și surori, vremea nu le rezolvă pe toate. Timpul nu vindecă. Dumnezeu este Cel care vindecă. De aceea nu îngropați păcatele trecutului, ci aduceți-le înaintea lui Dumnezeu să fie rezolvate în prezent. Ca să nu purtăm bagajele nepotrivite ale neînțelepciunii din trecut. Un alt element care duce la instalarea geloziei este răceala dintre soț și soție. Răceala poate avea o multitudine de cauze. Am întâlnit bărbați care devin geloși după ce soția rămâne însărcinată și naște. În perioada sarcinii apar o serie de modificări fiziologice, endocrine, emoționale și bărbatul, în loc să înțeleagă evoluția sarcinii și a modificărilor, începe să o bănuiască pe soție că nu-l mai iubește, se naște copilul și ea trebuie să aibă grijă de copil și să-i poarte tot ceea ce trebuie să poarte o mamă și el se simte neglijat și începe să o bănuiască. Sunt anumite boli în trup care afectează evoluția emoțională. În loc să vorbească despre ele, să le clarifice, fiecare trăiește cu gândul că celălalt nu înțelege. Păi cum să înțeleagă dacă nu îi spui? Și când îi spui e greu de înțeles. Dar dacă nu îi spui... Deci, atenție când apar acele lucruri care marchează o anumită evoluție nefavorabilă a relației emoționale între soț și soție. Dar ce să faci? Dacă te-a prins chinul acesta geloziei, ce să faci? În Numeri, capitolul 5, Dumnezeu îi spune lui Moise, Moise, s-ar putea să avem în popor situațiile acestea extrem de grele, de delicate și a introdus o lege ceremonială. O lege ceremonială care să clarifice situația. Vreau să rețineți esența ceremoniei, constă în faptul că bărbatul prins de duhul de gelozie nu stă să o mognească în el. Se duce la preot. Se duce la preot ca să ceară ajutor, să ceară o soluție în criza în care a intrat. Preotul nu face de capul lui, ci face ceea ce îl învață Dumnezeu. Este un ritual stabilit pentru vremea de atunci și am citit toată Biblia să văd dacă s-a dus cineva, vreun bărbat la preot și avem mărturia că s-a întâmplat ceva după tiparul acesta. Nicăieri în Biblie n-am găsit că vreun bărbat și-a dus soția la preot și-a băut apele amare care descoperă infidelitatea. Dar ideea din spatele acestei legi este că Dumnezeu dorește să fie lumină clară și soțul și soția să trăiască în lumină. Și noi spunem amin. Dar ce facem în Noul Testament? Pentru că vă rog să nu veniți la fratele Doru să prepare ape amare. Așa e, frate Doru. Nu veniți nici la fratele Dan. Nu veniți nici la mine.
pentru ape amare. Dar ce să facem? Vă rog să vă uitați la ceea ce înseamnă schimbarea relației dintre noi și Dumnezeu în Noul Testament, după ce a venit Domnul Iisus în lumea noastră, ne-a dus descoperirea deplină a lui Dumnezeu și apoi când a plecat El la cer, ne-a trimis Duhul Său cel Sfânt. Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu este Duhul care ne călăuzește. Este Duhul care aduce roadă în noi. Și prima roadă a Duhului Sfânt care este? Roada Duhului dimpotrivă este dragoste. 1 Corinteni 13. Dragostea nu se gândește la rău. Dragostea pe care o aduce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu este o dragoste bolnavă, suspicioasă. Nu este o dragoste care ia toate greșelile celorlalți și le contabilizează și le frământă și le interpretează până când formează un delir. În activitatea pastorală am avut o situație în care doi tineri căsătoriți, după câteva vreme, au ajuns la tensiuni destul de mari, i-am chemat să stau de vorbă cu ei. Și el a venit la întâlnire cu un caiet din acela mare studențesc. Știți cum sunt caietele studențești? De la mare cu 100 de foi și mari. Și când l-am întrebat, cu ce vă supără, cu ce v-a deranjat soția de ați făcut ce ați făcut? Ce, dați-mi voie să vă citesc. Tot caietul acela era plin cu greșelile soției lui. Își notase de când a cunoscut-o. Tot ce a greșit, tot ce a făcut și a notat acolo cu obsesie. Și l-am întrebat, îmi dai caietul acesta ca să-l ard? Nu. Dar de ce nu mi-l dai? Că data viitoare când ne certăm, nu o să-mi aduc aminte tot ce a făcut de ea rău. Dragostea nu se gândește la rău. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu ne îmbolnăvește mintea și inima. Duhul lui Dumnezeu este cel care ne eliberează și ne sfințește mintea și inima. De aceea, în Noul Testament, Biblia ne învață să nu ne comportăm ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți și să fim plini de Duh. Duhul lui Dumnezeu produce roada Duhului. Și una dintre roadele Duhului, chiar la final, este înfrânarea poftelor în traducerea Cornilescu, autocontrolul sau înfrânarea, autostăpânirea într-o altă traducere. Duhul lui Dumnezeu mă ajută să mă autocontrolez. Duhul lui Dumnezeu îmi pune frână. Frână la sentimente, frână la vorbe, frână la gânduri, frână în relații. Duhul lui Dumnezeu este cel care aduce în noi această dimensiune a comportamentului sfânt. Câți dintre dumneavoastră aveți mașină? Mâna sus cei cu mașină. Mâna sus, să nu vă fie teamă că nu le cerem de la dumneavoastră, nici nu numărim impozitul pe ele. Să vă dea Domnul mașini bune care nu se strică niciodată. Vi s-a întâmplat să vi se defecteze frâna la mașină? Și ce înseamnă când ești în trafic și a trebuit să pui frâna și nu-ți prinde? E pericol cumplit. E Duhul lui Dumnezeu ne-a așezat pe calea credinței și pe calea aceasta vin tot felul de piedici, tot felul de ispite, tot felul de tentații și Duhul lui Dumnezeu este acolo să ne ajute să punem frâna. Amin. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care lucrează în noi o gândire și un discernământ duhovnicesc. Un discernământ care mă ajută să fac deosebire între suspiciuni bolnăvicioase și realități adevărate. Când am însă asemenea probleme și sunt frământat și chinuit cu ele și nu le pot depăși singur, Biblia ne învață că în trupul lui Hristos avem posibilitatea să ne purtăm unii altora poverile. La cine să mă duc cu povara aceasta?
du-te la persoana care e potrivită să te ajute să-ți rezolvi problema. Regula este când ai asemenea frământări, ai nevoie de consiliere pastorală, du-te la pastorul tău. Spune-i ce te apasă, ce te frământă și întreabă-l cum se rezolvă asta din punct de vedere biblic. Din punct de vedere biblic, lucrurile se rezolvă în felul următor. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va se cera. Dacă soțul tău sau soția ta trăiesc în relații nepermise, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Dumnezeu are vremea Lui în care scoate la lumină. Psalmul 90. Tu scoți la lumina feței tale păcatele noastre, care? Cele ascunse. Și o să ziceți, frate Paul, dar pot avea încredere că Dumnezeu le scoate la lumină? În urmă cu ani de zile, am predicat despre păcatele ascunse și în sală, în mulțime, era un bărbat, se apropia de 30 de ani, necăsătorit, care trăia în păcate cu o femeie destrăbălată. Dar venea la biserică. În timp ce eu predicam, în mintea lui s-a uitat la mine disprețuitor și a zis: astea sunt povești de speriat, copii, bau, bau. Eu sunt experimentat. Eu știu cum să-mi ascund cărările. Pe mine nu mă prinde nimeni și femeia cu care trăiesc și ea e experimentată. Așa că, în sine lui zis, pe mine nu mă sperii cu predica asta. Și a plecat. Au trecut aproximativ 8 luni de zile. Se pregătea să se căsătorească. Cu o fată cinstită, o fată serioasă, din biserică, care i-a promis că vrea să o ia în căsătorie, că el este cinstit, și-au făcut absolut toate pregătirile, inclusiv invitațiile de nuntă. Cu o săptămână înainte de nuntă, a primit citație de la tribunal să se prezinte în proces pentru stabilirea paternității. Femeia respectivă a rămas însărcinată și l-a declarat pe el tatăl biologic a copilului, care va trebui să plătească pensia alimentară. Cu o săptămână înainte de nuntă. Totul s-a terminat în rușine. În panica aceea a venit să mă caute și mi-a spus tot ce a judecat în mintea lui în timp ce auzea predica. Și am zis, în ziua aceea n-am crezut că Dumnezeu le scoate la lumină. O fată credincioasă dintr-o altă biserică, cerută în căsătorie de un băiat și el dat credincios, care a stat și a lucrat ani de zile în Germania. A venit acasă, s-a împrietenit cu fata respectivă, a cerut-o în căsătorie, au făcut cununia religioasă în biserică și s-au dus la sala de nunți ca să aibă recepția de nuntă. În timp ce era acolo, a venit poliția și l-a arestat. L-a luat în cătușe de acolo. Acuzat de viol de fete minori în Germania. Dus în Germania și condamnat la ani grei de pușcărie. Frați și surori, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. De aceea, nu lăsa Duhul de gelozie să te chinuie, ci lasă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să te aducă înaintea Lui, să spui: Doamne, vreau ca viața mea și familia mea să fie cinstită, curată.
Dacă este ceva nepotrivit, Doamne, scoate Tu la lumină înspre pocăință și îndreptare. Și Biblia zice, astăzi, dacă auzi glasul meu, nu-ți împietri inima. Nu lăsa Duhul acesta să-ți chinuie viața, nu lăsa Duhul acesta să-ți macine familia, nu te du pe un drum străin de drumul lui Dumnezeu. Ești chinuit de gelozie, vino la Cel care te poate elibera de Duhul acesta și poate să-ți dea plinătatea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și poate să-ți răspundă rugăciunilor. Și Biblia spune, prin cuvântul lui Dumnezeu, voi cinsti pe Cel ce mă cinstește. Dar cine mă disprețuiește, va fi disprețuit. De ce ea? Astăzi, dacă auzi glasul, nu-ți împietri inima. Și Mântuitorul a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Haideți să plecăm capetele înaintea Domnului. Și mai întâi, stăm înaintea cercetării Duhului Sfânt al lui Dumnezeu dacă în viața noastră sunt lucruri nepotrivite, comportament nepotrivit, vorbe nepotrivite, relații nepotrivite. Dacă prin modul în care mă comport alimentez suspiciunile soțului sau soției, dacă falimentele trecutului n-au fost rezolvate așa cum cere Biblia, astăzi suntem chemați să venim înaintea celui care ne poate elibera, ne poate ierta, ne poate curăți, ne poate umple de Duhul lui Cel Sfânt, ne poate așeza o viață normală în relația cu Dumnezeu și cu celălalt. Dacă port traumele copilăriei, dacă port o structură suspicioasă, predispusă la frământări și la tot felul de obsesii, vin înaintea lui Dumnezeu cu inima mea și spun, Doamne, Tu știi ce port în inima mea din copilărie, eliberează-mă. Pune în mine un duh nou și statornic. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să lucreze în inima mea. Doamne, dacă sunt stăpânit de duhul acesta de gelozie, vin înaintea Ta, pentru că Tu ești Dumnezeul care faci lumină în toate lucrurile. Fă lumină în sufletul meu, fă lumină în familia noastră. Spune-i, Doamne, dă-mi înțelepciune să mă duc la persoana potrivită să cer ajutor dacă povara e prea grea. Să nu rămân sub povara aceasta până când mă prăbușesc. Dacă sunt păcate, dacă gelozia este alimentată din necinste, din infidelitate, în numele jertfei Domnului Iisus Hristos, oprește-te. În numele jertfei Domnului Iisus Hristos, întoarce-te la cruce cu păcatele tale. În numele jertfei lui Iisus Hristos, prăbușește-te înaintea Lui și cere iertare, cere eliberare, cere curățire, cere vindecarea relațiilor. Cunosc familii care trăiesc drama aceasta a infidelității unuia sau altuia dintre parteneri. Cunosc familii care se luptă cu încercări grele în viața de familie. Și împreună cu toată biserica spunem, Doamne, îndură-Te de familiile acestea. Dar îndură-Te de familia noastră a fiecăruia. Cercetează-ne adâncul inimii, Doamne. Și acolo unde este gelozie păcătoasă, bolnăvicioasă, Doamne, Te rugăm, adu-i eliberare. Fă biserica Emanuel o biserică plină de dragostea adevărată a Duhului Tău cel Sfânt. Dragoste în familie și dragoste în biserică. O dragoste care este înfășurată în sfințenie. Mustră-L pe cel rău și zădărnicește-i planurile. Și toate acestea le cerem în numele jertfei Domnului Iisus Hristos, pentru slava Lui și pentru mântuirea noastră. Amin.